sunt Natalia Echeptine. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Până acum un an, Doina Cocelaba din Suroca nu putea să-i reproșeze sorții multe lucruri. Viața parcă îi mergea destul de bine. Lucram, aveam serviciu, copii, familie, casă. Permanent a fost pozitiv. Cum să vă spun? Nu știu, a fost viața super. Asta până în ziua când Doina a ajuns într-un grav accident rutier. S-a întâmplat pe o stradă din Soroca, pe care Doina spune că mergea zilnic cu mașina. Un automobil, la volanul căruia se afla un șofer de 20 de ani, a intrat în mașina femeii. A fost lovitura, nu în față la mașină, dar chiar așa într-o parte. După aceea, nu țin minte nimic. De atunci, viața Doinei a luat o altă întorsătură. Acum ea spune că se poate deplasa doar în costile sau în scaun cu rotile. După aceea, când am început a merge așa, eu singur, din pochia mea, cu toate durierile câte stea, am luat-o, zicam să merg așa, cum s-ar zice, cerez nimagu. Totodată, Doina se plânge că nici măcar nu se poate alina cu faptul că șoferul care i-a provocat traumele a fost pedepsit pentru asta. Mai mult, ea afirmă că rudele tânărului o somează ca ea să-și asume vina pentru accident. Voi întorceți în sănătatea care eu am pierdut-o. Da, eu am fost bolnavă până acum, nu zic, dar nu într-o așa stare, invalid de gradul întâi pe viață. Care sunt versiunile participanților la accident? Cum răspunde învinuirilor Doinei șoferul de 20 de ani? Și ce acuzații grave îi aduce el femeii? Aflați în această ediție. Fatra Doinei povestește că imediat după ce a aflat despre nenorocire s-a dus în grabă la locul accidentului, iar ce a văzut acolo a îngrozit-o. Chiar și așa, Gulnara Cocelaba nu vrea să-și piardă speranța și crede că va veni ziua când o va vedea pe Doina din nou pe picioare. Haideți să o întâmpinăm, ea a venit astăzi în platou. Bună seara! Vă rog să ne spuneți, știu că în ziua tragediei ați fost la locul accidentului, v-ați grăbit să ajungeți acolo, să vedeți ce e cu Doina. Ce ați văzut? Când am ajuns acolo la locul tragediei, am văzut mașina lovită. Roata era dedesubt, de obște era îndoietă. Doina de acum nu era mașină. Era plecată la spital. Lovitura a venit în partea ei, în partea da, șoferiței? Da, da. În aripă și în roată. Mai tare aripa, roata. Și s-a blocat ușa de la intrare. Ah, chiar așa? Da. Pe dâns au scos-o, au stricat fereastra și când au scos-o, e de cum era fără cunoștință. Până a stricat fereastra, încă era în cunoștință, poate nu înțelege și era, dar era în cunoștință. Băietul tot timpul contacta cu dânsul, spunea, mama. Spuneți-mi, vă rog, ați zis că ați vorbit și cu nepotul care a văzut accidentul și probabil ați surprins acolo și niște martori. Ce v-au povestit despre accident? Am povestit că mașina vine din partea de jos a străzii, pe banda ei, dar vine cu viteză foarte, foarte mare. Și ei ca și când se jucau, știți? E ca și când merge pe este, când face nu tare mari, cum... Căcea virajul? Virajul. Nu tare mari, dar în orice caz ei erau mai mulți în mașină. Ei nu erau numai unul sau doi, erau vreo 3-4 mașini. Așa spuneau martorii. Și eu i-am văzut. Am văzut un băitan, înalt așa, dar dacă nu știu cum se e. Pe urmă am văzut și șoferul care o accidentat. Și ei mergeau, făceau virajuri. Ei se jucau cu muzică, ei veneau de la Nistru, ei veneau cu muzică, ei veneau cu viteză mare. Și Doina de pe urmă poestie, că eu observat că ei fac virajuri și ei s-o tras la trotuarul, cum se cheamă, la trotuar. Și ei când au lovit-o, aproțele dinainte au zburat pe trotuar. Așa lovitura a fost întrâns. Haideți să vedem un subiect despre Doina și familia ei. Atenție! Doina Cocelaba are 36 de ani. Împreună cu soțul ei, Pavel, cresc doi copii, un băiat de 16 ani și o fată de 10 ani. Familia trăiește într-un apartament modest din Soroca. Nu mă plâng de viața care am avut-o până la moment. Da, lucram. Lucram. De la moment am fost eliberată din funcție. Până în ziua accidentului, Doina muncea la o fabrică de cusut din oraș. Totodată ea spune că nu a avut niciodată încălcări în trafic. Eu zilnic eram la volan. Eu știți cum s-ar zice,
îmi făceam pentru mine călămuri, cum cineva avea nevoie, eu taxuiam. Când eram în timpul liber. Acum, unicul întreținător al familiei este Pavel. De curând, bărbatul a plecat peste hotare pentru a câștiga bani. Soțul lucrează, eu nu lucrez, dintr-o 1200 de lei pensia cât o am de grad de invaliditate. Asta e imposibil, să nu mă prin spitaluri, să și prin medici. Doina povestește că, după nenorocire, aproape toți banii din casă se duc pe reabilitarea ei. Că după situația care s-a întâmplat, uneori, dacă mă credeți, nu am nici de pâine la copii în casă. Doamna Culneră, dar spuneți-mi, vă rog, acest băiat, tânăr șofer, el măcar a venit după să-și ceară scuze sau nu știu... Nu, eu în seara și el am văzut, el era foarte calm. El râdie, el vorbie, el de mine s-a apropiat că a înscălit un document că dăm voie să iei mașinile la parcare. El liniștit, el nici nu s-a adresat, măcar că polițistul i-a spus că eu socra ei. Absolut nimic, nici o atenție, nici... Iar după? Nu? Nu a fost? Și nici, nu știu, vreun reprezentant de-al lui, cineva din familie? A fost tată la spital și așa agresiv era. Eu propus lui fiorul meu că să încheie cu pașii, să-i scălim într-o dată de pașii și să fac fiecare mașina lui. Dar pașa îi spune, eu nu mașina. Mașina e că lecuieți în femeie, zice că e nu-i mamă la copilul ei. Dar el zice că doctorii lecuiesc pe poliț. Voi aveți poliț și lecuiți-vă pe poliț. E o istorie tristă, o istorie care are la bază eroarea umană și îmi dau seama că e și nerespectarea securității în trafic. Am avut, din păcate, o situație similară când am fost implicat într-un accident minor, rutier, și... Bun, n-au fost victime, nu s-a soldat cu nimic decât niște zgârieturi pe automobil, dar dincolo de toate, această situație te marchează psihoemoțional atât de mult încât ai nevoie de o perioadă mai mare ca să scapi de ea. Deci e dur, până de toate, pentru că viața unui om nu costă nimic. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Doina Cocelaba din Soroca. Femeia de 36 de ani spune că a ajuns în scaun cu rotile după ce un șofer de 20 de ani a tamponat mașina pe care o conducea ea. Mai devreme, am auzit-o pe soacra Doinei, care povestește că familia tânărului, în loc să o ajute, o somează ca ea să-și asume toată vina pentru producerea accidentului. Mai mult, astăzi vom auzi și acuzațiile grave pe care îi aduce femeii șoferul de 20 de ani. Iar acum, haideți să o întâmpinăm pe Doina Cocelaba, care va intra în platou. Doina Doina, bună seara! Bună seara! Cu greu, dar ați ajuns la noi. Vă mulțumesc pentru asta. Mai mult vă deplasați în scaun cu rotile, nu-i așa? Doar că am înțeles că e unul care nu se pliază, nu se poate introduce într-o mașină, într-un automobil, da? Și de asta a fost nevoie să veniți astăzi în costile. Da, e un model mai vechi care mă folosesc cu el numai prin casă. Din casă nu ies numai cu ajutorul cuiva ta. Da. Așa. Spuneți-ne, vă rog, ce vă amintiți din ziua accidentului? Ieșând, am făcut cumpărături, m-am urcat în mașină ieșând la parcare. Din partea stângă era o mașină foarte departe, când eu am ieșit de la parcare. Intrând pe banda mea de amă, el, nu știu, vine cu o viteză foarte mare că... De unde venea? Pentru că am înțeles că v-a lovit lateral, în partea șoferului, în partea unde stăteați dumneavoastră la volan. Vinea din fața mea. Și nu mărs direct pe banda lui, acum să meargă normal. Dar a intrat, nici nu din față, dar așa, lateral, a intrat în mașina mea. Asta e tot ceea ce mi-amintesc de la accident. Spuneți-mi, vă rog, ați putut face ceva ca să evitați impactul în acel moment? Nu era nici posibil să evit impactul și nici n-am reușit când el
Teamă era lângă mine și m-a lovit. Doina, eu nu pot să nu vă întreb. Pe cine dumneavoastră considerați vinovat în acest accident? Știți, poate el să nu mers cu o viteză atât de mare și să mers normal pe banda lui, poate n-avea să fie accidentul ăsta, dar din cât știu ei se jucau pe drum, cum s-ar zice, și mergeau haotic. Și ei mergeau asta de unde așa. Știți? Ați văzut dumneavoastră? Nu, ați reușit să prindeți cu vederea? Sau deja marturii care erau toți acolo spuneau că ei mergeau haotic și cu viteză mare pe drum. Dumneavoastră, după momentul impactului, da, mai țineți minte ce s-a întâmplat? Nu. Doar din ceea ce cineva ta de marturi a făcut o filmare și am văzut ce s-a întâmplat acolo. Deja post-factum ați, da, văzut. Da. Când v-ați trezit? Când v-ați revenit? Reveneam la spital, dar puțin îmi reveneam, îmi pierdeam înapoi cunoștința, așa, știți, periodic. Dar mi-am revenit așa normal, a doua zi. Pe patul de spital. Pe patul de spital, unde am încercat să, știți, în seara aceea, chiar când îmi reveneam, nu-mi dădeam de seamă ce s-a întâmplat, de ce sunt în spital. Dar după ce mi-am revenit puțin și când am văzut că mă doare tot corpul, începând de la cap până la picioare, absolut tot și nu puteam nici să mă clintesc, absolut deloc. Ce v-au zis medicii? Ce traumatisme ați primit? După radiografiile care le-am făcut atunci seara la spital, am avut numai comoție cerebrală și contuzie de coapsă și de șold. Dar cum ați ajuns astăzi în scaun cu rotile? Am stat în spital, după aia am fost din contul meu și am trecut nici aparate pe la Chișinău, unde s-a confirmat că e fractură de femur și de bazin în patru locuri, unde am avut două intervenții chirurgicale. Stați puțin, mai întâi medicii v-au lăsat să plecați din spital, da, crezând că aveți doar contuzii? Da. Așa. Iar după asta ați mers în altă parte și alți medici v-au spus că aveți patru fracturi? Da, patru fracturi. Păi nu le-ați dat niște întrebări? Cum ați putut să scăpați patru fracturi? Nu știu, poate știți cum aparatele nu sunt atât de performante ca să și nu arătat. Nu pot să știu în cazul acesta, dar... Unde ați avut? Unde anume ați avut acele fracturi? Bazinul și femurul. Și ați suportat și două operații, două, da, intervenții chirurgicale? Da. Tot la Chișinău? Una la Soroca și una la Chișinău. Dintre care am stat 3 luni la pat, nemișcată după accident. Băiatul ăsta implicat și el în accident, șoferul celelalte mașini, el a fost să vă viziteze, așa, pur și simplu omenește, nu neapărat să-și asume vina sau să se grăbească să prezică gradul vinovăției a fiecărui, dar omenește. El a rămas netraumatizat, da, din câte înțeleg nu, eu. Nu, absolut nimic, ei n-au pățit. Așa, nu a fost. Nu. Doamnă, cum vă simțiți? Ce mai faceți? A fost tatăl băiatului după ce am fost externată din spital. Băiatul mă întreabă. Nu. Mă întreb. Nu, absolut 20 deloc. De ani, este un om matur deja. Nu. Nu, absolut deloc. Noi am discutat cu procurorul care se ocupă de acest caz. El ne-a comunicat că în momentul accidentului șoferul care a tamponat mașina Doinei Cocelaba nu se afla în stare de ebrietate. Să auzim cine au mai spus oamenii legii. În urma accidentului rutier, conducătorul autoturismului de Opel Corsa a suferit vătămări corporale, medii, fiind transportată la spitalul raional Sloc. La fața locului a fost efectuată cercetare la locul accidentului rutier, cu întocmire schiței accidentului rutier. Au fost oprit martori ce au văzut accidentul propriu-zis. Pe cazul dat au fost efectuate mai multe acțiuni de urmări penală pentru stabilirea circumstanțelor. La moment suntem în așteptarea rezultatelor unei expertize autotehnice ce a fost numită la solicitarea participanților la proces. Vizitiu Sorin, conducătorul autoturismului de model Hyundai Tucson, are calitate de învinuit pentru săvârșirea infracțiunii 264, liniat 1, cod penal. Totuși are statut de învinuit băiatul. Cum a mers la volan până acum, așa și merge mai departe, chiar dacă și fără permis și învinuit. De unde știți? Lumea care îl vede prin sat, tot oricum ne spune. Vreau să vă întreb ceva. Da. Atunci când văd acest accident, și este un accident destul de agresiv, și îmi pun întrebarea, dacă el vă simțea vinovat și intuiesc că automobilul dumneavoastră avea și asigurare. Da. Se implică și asigurarea în două accidente, da? Într-un accident rutier. Atunci când el își retrage vreo reclamație față de dumneavoastră, nu v-au trezit niște dubii?
Și văd accidentul, practic, el a ieșit pe contrasens, el nu va ieși, el va veni din contrasens. Da. A doua întrebare, acei mici sau acei adolescenți sau acel băiat de 20 de ani, e un om în vârstă, dumneavoastră spuneți că a fost taică său, da? N-ați încercat să-l întrebați sau solicitați o întrevedere cu băiatul, să-l întrebați personal? Uite, cum s-a întâmplat? Poate îmi spui niște detalii. Când a fost experiment la accident, la moment, nu de mult, a fost experiment la accident, m-am așteptat de la băiatul care m-a lovit, de la Sorin, mă așteptam că măcar a spui un sincer scuză-mă, te rog, pentru ce și-am făcut. Într-atâta de vulgar a vorbit și el și tatăluia, cum să mai solicit eu o întrevedere cu dânsul, să mai vorbesc eu cu dânsul, tete-a-tete, dacă eu... Știți, la momentul dat, nu fost soțul de față, avem o impresie că o să mă bat și tata și băiatul, că deși am zis eu că ei sunt vinoveți amândoi. Nu, el nu se socoate vinovat. În cazul de față, el nu se socoate vinovat. Spuneți-mi, vă rog, procurorul a pomenit despre expertiza autotehnică. Da. Deci ați numit dumneavoastră expertiza? Nu, ei. Ei au numit. Da. Dumneavoastră ați participat la întrebări pentru o expertiză. Regula stabilește în felul următor. Expertiza poate fi numită de către organ de urmărire penală cu participarea părților. Deci părțile trebuie să pui. Eu, pentru dumneavoastră, punem următoarele întrebări. Deci, în primul rând, unghiul sub care a fost lovit automobilul, să se determine viteza, să se determine posibilitatea șoferilor pentru evitarea accidentului rutier, și să vedem ce ne răspund nouă experții. Era posibil, nu era posibil. Sub și unghi, cu și viteză umăs, ca să mergem mai departe în desfășurare. În viața mea, cât am lucrat mai mult de 20 de ani în poliție, eu încă n-am întâlnit șoferi accident rutier care ambii spui că-s vinoveți. Toată vremea ambii spuneau că-s drepți. Și pentru ca să demonstrez care este vina, este necesitatea a unui specialist. Poliția nu poate să o facă, nu, deși ei nu are posibilitatea să o facă. Aici trebuie expertul. Asta trebuie să angajați, credeți-mă că nu vreau să fac reclamă, trebuie să angajați un om care se ocupă, fie avocat, fie un jurist, fie un specialist, care să vă ajute, să vă demonstrați, să nu așteptați că o să vă vie dreptatea în casă. Dreptatea nu vine niciodată când o cauți. Doina, le-ați spus colegilor mei că nu excludeți că acest tânăr ar fi vrut să vă lovească intenționat. După mersul care el cum mergea, aveam o impresie că chiar intenționat vine. Păi ziceți că ați văzut în mare îndepărtare mașina. Și când... Cum să înțelegeți intenția șoferului în acel moment dacă era la mare îndepărtare? Eu când am ieșit de la parcare, el era departe. Eu, după ce am făcut cocitură, de miram pe banda mea, normal, să merg, el, nu știu, el era lângă mine și, vă spun, parcă intenționat, nu mers direct pe lângă mine, dar a venit în mașina mea. Deci ați văzut cum întoarce volanul și își îndreaptă automobilul spre mașina mea? Eu am văzut cum el întoarce volanul, eu am văzut că mașina lui era întoarsă înspre mașina mea. Eu știu că acum, Doina, dumneavoastră, vă este frică că acest băiat va scăpa de pedeapsă, pentru că dumneavoastră îl credeți vinovat. Da. De ce credeți asta? Pentru că într-atâta timp, acum și un an de zile, unde dosarul încă nu a fost absolut nimic la făcut la dosar și dosarul nu a ajuns în judecată, ei, ce vor ei și ei fac, cum vor ei să întoarcă dosarul așa, așa-l întorc. Ce bănuiți? Bănuiesc într-aceea că ei socot pe dânsii drept. Ei socot că eu sunt vinovată. Nu știu cum mai departe, dar de ce socot ei că sunteți vinovată? Care e argumentul lor? Nu știu, ei așa socot. Noi când am făcut experiment la accident, ei în genere cu totul altfel au arătat unde era mașina mea, cum i-au ieșit de la parcare, unde anchetatorul și procurorul i-a spus că așa și-a vată cum arăți tu, e imposibil. Nici că acum nu puteți să ajungă mașina mea pe barduri, unde când, cum arăți tu că ai lovit.
mașina. În această seară îl vom auzi pe tânărul care a fost implicat în accidentul în urma căruia Doina a ajuns în scaun cu rotile. Până atunci să-l auzim pe soțul Doinei, Pavel. Am reușit să discutăm cu el până a plecat la muncă peste hotare. El ne-a povestit despre propunerea pe care a primit-o din partea familiei șoferului de 20 de ani. Atenție la ecran. Era stat în mașină, nu putea scoate, nu putea deschide ușa. Un băiet, șoferul, pentru că nu putea scoate, el zice că strica sticla, că eu plătesc sticla, că de ce este așa, știi, cum, indiferent de tăi, știi, cum. Nu, el nu s-a apropiat de mine, atunci nici nu știam cine, că eu atunci tot eram, când am văzut, eram în șoc. Și deodată cum am scoat, eu n-am rămas acolo la locul accidentului, m-am dus cu soția la spital. M-a sunat, ne-am întâlnit, a spus că eu știu cu soția tot e bine și hai să luăm mașinile de la parcare și când să nu avem nimeni pretenzii nici la noi, nici noi la dânsă. Că este ea și zici că des să o facem vinovat pe soție, zic că eu mă lămuresc acolo cu poliția, cu și zici și să o facem și vinovată și eu îi cumpăr mașină înapoi și cu asta ne lămurim. În primul rând, nici mașina nu ne-a achitat în primul rând. În primul rând, cheltuielile pe toate spitalurile este eu m-am împrumutat, eu n-am așa mare salariu, eu cu mașini te întrețin familia. Doina, voi ne-ați pus la dispoziție o înregistrare telefonică în care soțul dumneavoastră vorbește cu tatăl acestui șofer implicat în accident. Haideți să o auzim împreună acum. Eu n-am nici pretenție, eu mașina mea o fac singură. De fapt, nu vreau să am cu astea, cu materii, cu suduri, cu mama mea. Suduri, cu mama mea, 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 am găsit oameni care mă răspundă să știu cum e mierea. Eu tot am aflat atât de ușor la satul. Ce să nu știu, să rog, e mierea nu eu. E tare. Eu vreau să ne numărim, eu știu mașina, dar și de dacă e mașina mea și eu trebuie să merg. Eu nu pot să rezolv nimic fără asta. Eu vreau să-mi ieșire și cum pot să rezolv eu? Tu ești soțul, ești tu tare, e cum îți poți grea ești. Eu s-o plec capul, are este iar. Eu știu, dar e greu, e greu, e greu, e greu, doroca noastră e tare ușor de luat de ce. Am fost să uită la poliție cu voi, și cum să ieși de voi? La poliție cu voi, pentru că și mie e ușor, tu mă vreți să gata, nu am înțeles cum e de voi. Doina, soțul tău în această discuție spune că va vorbi cu tine despre propunerea acestui tată al băiatului. Ați acceptat propunerea? Nu. A fost tată la noi acasă, unde mi-a propus 1500 de euro ca eu să iau toată vina asupra mea, că ei au să lămurească cu poliția, că eu n-am să am niciun punct de penalizare, nicio amendă, absolut nimic, nimic, că ei nu aveau asigurare la mașină și ei vreau ca să mă facă pe mine vinovată, ca asigurarea mea de la mașină, măcar să le repare mașina lor. Zic, bine, zic, dar bine voi îmi cumpărați mașină, dar cu sănătatea mea cum rămâne? Că noi ne-am interesat și tu absolut nimic nu ai și cu asta și rămânem. Zic, cum nu am nimic, că ești, te-ai tratat pe poliță, pe asigurare. Zic, bine, eu m-am tratat în spital pe poliță, pe asigurare, dar dumneavoastră vedeți că eu sunt la pat. Zic, și eu am stat încă 3 luni de zile la pat. Zic, asta cum? Zic, s-o coate că eu nu am nimic, absolut nimic. Și sigur că nu am acceptat propunerea lor, că noi ce să facem, acum de soțul, ne împrumutăm bani ca să ne tratăm. Eu v-am propus 1500 de euro, trebuie să acceptați, dar dacă nu, noi ne întâlnim în judecată. Faptul că vine și vă spune că poliția se înțelege, demonstrează că deja cu poliția s-a lucrat și poliția este gata. El răspundea la un SMS atunci când a intrat în contrasens. Copiii ajutau să o ducă la liceu, copiii ajutau să-i aduce o ciocan de apă. Această doamnă a rămas invalid și încă totul înainte. Nu doresc nici la cel mai mare dușman să treacă prin ce-am trecut eu. Cată mașină ieșând la parcare, intrând pe banda mea de-a mă. Vine cu viteză foarte, foarte mare. Și ei mergeau, făceau virajuri. Am intrat
nici nu din față, dar așa, lateral, a intrat în mașina mea. Ei când au lovit-o, aproții dinainte au zburat pe trotuar. Pe dânsa au scos-o, au stricat fereastra și când au scos-o, e de cum era fără cunoștință. M-am așteptat de la băiatul care m-a lovit, că măcar a spui un sincer, scuză-mă, te rog, pentru ce și-am făcut. Într-atâta de vulgar a vorbit și el și tatălui. Cum ați ajuns astăzi în scaun cu rotile? S-a confirmat că e fractură de femur și de bazin în 4 locuri. Ei nu aveau asigurare la mașină, unde mi-au propus 1500 de euro, ca eu să iau toată vina asupra mea. Ați calculat câți bani ați cheltuit până acum pentru tratamentul dumneavoastră? Peste 30.000. Și e confirmată? Da, cu bonuri, da, totul cu bonuri. Asta numai din ce, asta numai bonurile. Ce vă spun medicii? În cât timp vă puteți pune pe picioare și ce e nevoie? De ce e nevoie pentru asta? Până ce încă să merg în căruciorul cu rotile, mai am nevoie de o intervenție chirurgicală și după intervenție nu știm cum o să fie. Trebuie să mergeți la reabilitare? Ce da, zis? Sigur, trebuie să merg la reabilitare, să fac reabilitare unde sperăm să îmi revin măcar cât de puțin. Noi vorbim despre cheltuieli, despre bani, despre... Eu îmi dau seama că noi am ajuns să vorbim despre o tragedie într-o familie. Într-o familie și aceste tragedii se întâmplă zilnic la noi în trafic. Cauza, fără asigurare, fără revizie tehnică, adolescenți la volan sau cei care fără experiență la volan. Oare Doina este cea care să răspundă la toate întrebările la moment după un accident tragic, după o bombă care a nimerit la ea în familie cu 2 copii, cu soțul plecat după granițe? Și noi locuim într-un stat unde statul trebuie să intervină, să vie și același avocat a poporului sau să vină un avocat care ar face și un act de caritate, spre exemplu, de a interveni și de a ajuta această familie sau această doamnă care a nimerit într-un accident. Da, este un accident de rutină, îl putem numi zilnic, așa accidente. Dacă noi se vorbim anul trecut, 310 persoane au fost traumatizate mediu, da? Mediul le putem numi mediu, dar cineva psihoemoțional, cum a spus și colegul din platou, poate să fie o traumă pentru pe viață, unde cel om nu mai este apt de a munci sau de a face ceva sau de a fi el în acel trafic. Noi zilnic suntem în trafic și suntem vulnerabili la așa cazuri unde cineva își permite să meargă fără asigurare tehnică, fără revizie tehnică la automobil, să nimerească într-un accident, dar și se preseze o persoană care a rămas traumatizată. Eu de ce o întrebam pe Doina de bani? Vroiam ulterior să vă întreb dacă i-ați înaintat niște condiții acestui băiat, sau mai exact familiei lui, da? Ziceați că ei v-au propus 1500 de euro. Altcineva s-ar gândi că poate merită să accept, să iau banii aceștia și să mă tratez, da? Dumneavoastră, ce vreți să obțineți de la ei? Dacă ați înaintat niște condiții sau vreți să fie pedepsit într-un anumit mod, la ce vă așteptați? Ce așteptări aveți? Pedepsit să fie după lege, cum s-o coate legea, dar așa. Și-mi întoarcă mie absolut toate cheltuielile care eu le-am făcut. Ați zis că până acum ați cheltuit 30.000 de lei. Asta el vă propusese 1.500 de euro. E cam echivalentul acestei sume. De ce ați considerat că nu trebuie să acceptați? Dar nici mașina nu costă 1.500 de euro. Câți bani vreți de la el? Dacă, de exemplu, ar veni într-o zi la dumneavoastră și ar zice că iertați-mă, vă rog, haideți să vă plătesc. Ce sumă ați cere? Care e suma testia? Pentru că eu încă nu știu câtă reabilitare am nevoie și câți bani încă am să cheltui cu astea. Când eu o să-mi revin, cât cheltuială eu am să mai am cu asta. Eu absolut nu pot să știu. Dar vreți ca ei să-și asume tratamentul? Da, sigur, da, tratamenturile. Știți, când am avut prima intervenție, soțul sună pe tata băiatului și îi spune, uitați-vă, are nevoie de intervenție, eu vă dau polița de asigurare, dumneavoastră veniți și vă clarificați cu medici, asumați-vă toate cheltuielile. El a spus, zici că eu v-am propus 1.500 de euro, trebuie să acceptați, dar dacă nu, noi ne întâlnim în judecată. Deci se vede că cineva parte și ceilalte lucrează destul de activ. Primul, medicii v-au determinat o contuzie simplă. Să fie cât de rău,
să fie, deci, rentgenul și ala adus în soroc înainte de a mă naște eu. Deci, totdeauna, pe clișeu, se deosebește contuzia de fractură. Deci, este un interes. Uitați-vă că diferența la doctori și din Soroca și cu aici care e de la Chișinău este mare diferență. Este clară influența asupra doctorilor. Faptul că vine și vă spune că poliția se înțelege, deci demonstrează că deja cu poliția s-a lucrat și poliția este gata. Cum puteți dumneavoastră să luați răspunderea pe dumneavoastră când nu este nici un temei? Dacă era, să zicem, la o intersecție, o lovitură, da, cineva nu a respectat mâna dreaptă, cineva nu a respectat drumul central. Sunt motive, dar aici când el merge împotriva dumneavoastră, deci dumneavoastră mergeți pe margine, cum să luați vină? Pentru ce? Vă reamintesc, astăzi discutăm despre Doina Cocelabă, de 36 de ani, din Soroca. Doina afirmă că a ajuns în scaun cu rotile după un accident rutier grav. Potrivit femeii, vinovat de nenorocire se face un șofer de 20 de ani, care a intrat cu mașina în automobilul ei. Mai devreme, am aflat că familia băiatului nu i-a adus nicio scuză, ba dimpotrivă, încearcă să o convingă să-și asume vina pentru accident. Mai târziu, vom auzi și acuzațiile pe care îi le aduce Doinei tânărul implicat în accident. Iar acum, să auzim versiunea lui despre cele întâmplate. Eu mă îndreptam spre centrul orașului Soroca, dinspre Soroca Nouă. O doamnă care era la volan la automobilul Opel Corsa a ieșit din parcare. Ei trebuia să încedeze trecerea, însă nu a făcut-o. A ieșit, nu știu, adică nerespectând semnele de circulație, a ieșit în fața mea. Eu am lovit-o. Însă viteza era admisibilă, nu era încălcare. Era în jur la 50. Eu nu aveam experiență mare la volan și încălcări n-am avut. Niciodată n-am fost nici măcar stopat de către poliție, adică n-am avut nici o încălcare niciodată. În momentul accidentului, deja când eu prima oară am văzut-o, când am ajuns să o scot din mașină, era fără cunoștință. Noi am adus-o la cunoștință, în momentul când a venit ambulanța, doamna deja era în cunoștință, adică înțelegea ce se întâmplă. Chiar așa cum spune el, după accident, i s-a coborât din mașină, toți martorii care erau acolo spuneau că i s-a început a râde toți, parcă știți, parcă erau la un film de comedie. Și încercați să fărâme ușa unde o doamnă le-a spus că nu vă apropiați de mașină până nu vine poliția și salvarea. Și după ce a venit poliția și salvarea, tot din spusele marturilor, un băiat din trânș striga cu zic, fărâmați ușa, fărâmați sticla, că mâine am cumpărat alte ușă. Acest tânăr spune că este fără experiență, doamna a ieșit în fața lui, el a lovit-o. L-aș întreba, el răspundea la un SMS atunci când a intrat în contrasens. El făcea un live, poate pe o rețea de socializare, sau el pur și simplu nu era atent în trafic. Bănuiesc că asta vă întrebați din videoul pe care îl vedeți acum. Din acest video eu mă întreb și stând în fața doamnei și văzând această tragedie aici, într-adevăr, fierul se face, se cumpără, se vinde. Se repară orice metal sau se schimbă. Noi nu recuperăm, da, sănătatea acestei doamne, dar cea mai mare problemă, ea este presată, psihoemoțional, zilnic. Asta e ieșirea. Și noi, așa accidente, într-adevăr le vedem. Eu îmi dau seama, aici e o greșeală banală. Ori un răspuns la un SMS, ori ce am mai spus și... Un moment de neatenție, un moment de neatenție. Din păcate mai avem o problemă care se întâmplă și o problemă gravă care e de ani de zile în localitățile Republicii Moldova, acolo unde tinerii, practic fără permis de conducere, sunt, dar nu sunt autorizați, sunt chiar lăsați în voia sorții de părinți să conducă un automobil prin localitate, știind că polițistul de acolo, nu vreau să fiu dur în acest caz, dar știind că polițistul de acolo e cumva de al case și nu va păți nimic. Și sunt foarte mulți tineri care la vârsta de 16-15 ani, am văzut cazuri destule, conduc automobile prin sate. Normal, nu sunt camere de supravegheat, conduce automobilul, e în regulă, e ok. Și atunci când obține permisul, îi se pare că e de drept un Schumacher care a ieșit pe traseu. Și iată, și aici ne confruntăm cu o problemă, pentru că atunci când merge la școală, autoinstructorul, bun, e motivat să-l instructeze, da, să-l ajute să iasă și să obțină acel permis de conducere, dar cumva elevul îi motivează că, păi, deci știu să conduc automobilul. Îi face câteva demonstrații și ăsta, ca prin minune, reușește să obțină permisul.
Vreau să vă zic că nimeni nu este scutit de o astfel de întâmplare. Noi circulăm zilnic pe drumuri, putem fi pietoni, putem fi șoferi și nimeni nu ne scutește de astfel de întâmplări. Alta e problema. Problema este despre asumarea responsabilității. S-a întâmplat lucrul acesta. Cum ar fi să fie el cel care stă pe banda adversă, deci a făcut o manevră și își continuă drumul și se pomenească cu o mașină în față. Deci asta este o lecție, ar trebui să fie o lecție de viață pentru el. În ceea ce privește pe Doina, Doina nu trebuie să fie omul care caută dreptatea cu lumânare. Nicăieri, nici la poliție, nici într-un platou de televiziune. Pentru că în cazuri de accidente rutiere, nu trebuie să existe înțelegeri de cartel. Trebuie să existe legea, trebuie să existe tendința de a găsi adevărul și cel care este cu adevărat vinovat să-și asume consecințele. Pentru că eu îmi imaginez ce înseamnă într-o familie din Republica Moldova să te tratezi sau să pierzi abilitatea de a lucra și să nu ai bani să mergi să faci acele investigații și acele tratamente. Deci îți trebuie foarte mult curaj și foarte multă răbdare. Tânărul de 20 de ani afirmă că Doina Cocelaba încearcă să-l păcălească pe el, dar și pe oamenii legii. Să auzim la ce anume se referă, atențiile ecrane. Dumnezeu a fost văzută de mai mulți cunoscuți și de apropiați. Dumnezeu chiar conduce mașina, adică ea nu e în scaun cu rotile. Dumnezeu se deplasează taie, adică poate ce își arată ea la persoane, adică se deplasează într-un băț. Nu e în scaun cu rotile, dar ei chiar conduce și automobilul. Au fost văzute de mai multe persoane. Dumnezeu, adică, după cum am înțeles, ea singură mi-a spus, la părinți ne-a spus, adică ne-a dat înțeles că Dumnezeu are credite, îi trebuie bani. Dacă asta ne-a dat înțeles, are credite, e cere de la noi o sumă de 3.000 de euro, adică tare simulează. Că e din primele momente de accident, adică medicii nu au depistat nică. Când medicii au eliberat-o din spital, Dumnezeu a ieșit pe picioarele ei. Că nu a luat-o nimeni nici cu cărucior, nici cu nimic. Mie deja face show-uri, adică merge în băț, merge în, cum spune, în scaun cu rotile, cu toate că nu-i adevărat. Are 20 de ani Dumnezeu. Băiatul. Cum și încă nu știe că spune cuvintele este. Cum? Dacă el nu a văzut-o pe dânsa cum ei au ieșit de spital, el nu a văzut cum este la pat și nu poate absolut nimic să fac. Copiii ajutau să o ducă la liceu, copiii ajutau să-i aduceau câte o cană de apă. Erau la școală, era mic, nu aveau căță de pâine și nu putea ajunge o cană de apă. Cum? El nu se teme. El nu se teme ca să aibă așa păcat mare. Las față de noi, de față de Dumnezeu. Eu, din ce am văzut că a relatat acest tânăr, are o mulțumire, se simte o mulțumire pe chipul lui și... nu știu, am avut la un moment dat, chiar la începutul emisiunii, am avut la un moment dat acea stare în care zic, dar celălalt erou cu siguranță nu vine. Deci unul din eroi cu siguranță nu vine. Și mai cu seamă, s-a conturat această emoție pe un parcurs cât am aflat că tatălui, de fapt, îi rezolvă problemele. Deci inadmisibil. Eu știu că el va privi cu siguranță emisiunea asta și aș vrea să-i sugerez să fie totuși bărbat și să recunoască, măcar din punct de vedere omenesc, că undeva a fost o greșeală. Deci e omenesc și e bărbătește să recunoaștem când greșim. Noi l-am rugat pe medicul Ion Iliciuc să analizeze fișa de sănătate a Doinei Cocelaba. În câteva momente vom auzi la ce concluzie a ajuns specialistul. Dar mai întâi să vedem de ce șoferul de 20 de ani se crede el victimă după accident. Atenție la ecran. Polițiștii deja m-au interogat, adică am scris, am făcut acolo un protocol. După un bucat timp, adică, nu știu, vreo 2-3 luni, nici nu a pomenit nimeni nimic de acest caz și deja ne cheamă închetatorul. Închetatorul ne-a chemat și încet, încet ne aduce spre asta că noi suntem vinoveți, cu toate că nici în gând nu era de asta. Și adică vreau ca noi să ne împăcăm cu doamna, să dăm bani. Procurorul din tăi pe 26 martie ne-a chemat la el, domnul procuror Iuri Iurcu, într-un mod foarte vulgar, mi-a luat permisul, adică mi-a ridicat. Chiar și întrebare la domnul polițiști care nu a luat expertiza, adică dacă doamna era în stare de ebrietate sau nu. Dumnezeu a fost deja a 2 zi sau a 3 zi,
Mi-au a treia zi, îmi pare că. Mi-au arătat polițiștii, mă cheamă și ne arată video filmat de pe telefonul lor personal, în care dumneavoastră suflă în aparatul acela și arată că, adică, nu era stat de ebrietate. Cei și nu au fost făcut la momentul de față, adică era o șansă oarecare, doamna, posibil să fost în stare de ebrietate. Însă asta deja nu mai dovedește. Nu, eu nu mă consider vinovat, eu mă consider drept din prima minută când s-a săvârșit accidentul. Băiatul este cinic, este un pic ironic, este încrezut în sine, este liniștit cumva pentru că lucrurile ori se aranjeze, știm noi cum se păi face uneori. Păi a zis că îi se face nedreptate, o mare nedreptate, că i s-a luat permisul, că procurorul a fost, nu știu, păi vulgar, arogant. Nu m-aș mira după ceea ce a declarat el, că o să spun că doamna era și beată și drogată. Și diferite situații care, deja, uitați-vă, de la o situație banală, un accident banal, lucrurile deraiază în toate direcțiile. Ar fi bine ca să nu se inventeze atâtea presupuneri, dar oamenii pur și simplu să-și asume vina, fiecare parte a lui de vină și să rezolve situația. Așa cum am spus anterior, doctorul habilitat în medicină, Ion Iliciuc, a studiat fișa medicală a Doinei și acum el va intra în platoul nostru ca să ne spună concluziile la care a ajuns. Să întâmplăm. Deci, așa cum am zis, dumneavoastră ați studiat toate investigațiile, rezultatele investigațiilor pe care le-a trecut Doina. La ce concluzie ați ajuns? Care este starea ei? Vreau să spun de la bun început că orice traumă ea lasă consecințe, fie sub formă de cicatrice sau aderențe, sau sub formă de tulburări de microcirculație. Ceea ce la această doamnă se manifestă anume aceste tulburări. De la bun început, cum s-a vorbit aici, că în Soroca n-au văzut acele fracturi. Vă dau și un exemplu. Același aparat, dar doi doctori la același centru. Unul făcut pe data de 26 februarie 21, unde, în concluzie, se spune că fractura consolidată a osului ischiadicus și a ramurii superioare a osului pubian pe stânga. Deci sunt fracturi. Pe data de 15.03, adică peste nici 20 de zile, alt medic, semne remene caracteristici mai mult pentru coxartroză bilaterală, incipient. Date pentru necroză septică, formațiuni de volum, leziuni traumatice nu sunt. Și atunci, vedeți? Pe care dintre medici să-l credem? Deci, întrebarea. Și de ce vă dau citire a treia făcută concluzie, tot rezonanța magnetică și făcută la celelalte centri. Fracturi osoase lineare a osului sacru pe stânga, a acetabulului pe stânga, a ramurii osului pubian inferior și a ișuorului pe stânga. Deci deja patru fracturi. La ce concluzie ajungeți? La ce concluzie? Că această doamnă a rămas invalid și încă totul înainte. Fiindcă dacă se începe necroza aseptică, adică datorită tulburărilor de microcirculație în capul femurului, el, într-adevăr, va trebui înlocuit, protezat. Deci Doina spune că medicii i-au zis că ea trebuie să se pregătească de operație. Dar operația aceasta, iată, numai operație, numai acest caput femurii, deci artificial, el costă la 3.000 de euro. Doar proteză. Fără operații. Deci doar numai proteză. Doar acest substrat. Acest fel de intervenții chirurgicale și astfel de proteze sunt acoperite la noi în țară de polița de asigurare medicală? Deci, nu totdeauna. Fiindcă sunt foarte mulți bolnavi pentru aceste operații. Și de aceea nu totdeauna statul poate acoperi aceste operații. Dar la acest moment, se poate spune foarte clar că Doina
are aceste probleme de sănătate din urma unui accident rutier sau le putea avea și până la acesta? Nu. Orice traumă grăbește aici nu poate fi legat cu altceva. Fracturi, tulburări de microcirculație. Nu putem noi să... Vârsta n-are 60-80 de ani. Acolo, da, puteți să fie tulburări de microcirculație datorită vârstei și acolo fracturile se petrec mai des a capul femurului. Dar aici, vârsta. Sigur că e în urma traumei, fără dubii. Știți, vreau să-i transmit lui Sorin. Nu doresc nici la cel mai mare dușman să treacă prin ce-am trecut eu. Stai 3 luni la pat, să tragi atâta durere și la urmă să-ți spui că manipulezi și că te faci toate astea, că merg la volan, mai departe, cum și-am mers și că mi-am luat cârjă numai de frumusață, cum zic ei. Nu, dar Doamne să ajungă. Cu părere de rău, noi azi cumpărăm automobile, cumpărăm permisul, vindem sovestea, vindem rușinea și în sfârșit avem accidente rutiere cu urmări foarte grave. Doina, eu îți doresc recuperare ușoară. Lui Sorin, i-aș recomanda să nu caute variante de adevăr, pentru că atunci când cauți, deci trebuie să ții minte ce ai spus anterior și el este pus și în situația să mai adauge câte ceva. Găsiți ceea ce s-a întâmplat sau informații despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat și porniți de la punctul zero în negociere și în stabilirea unor strategii de comunicare eficiente care să vă ajute și pe el să-l ajute și pe dumneavoastră. Ceea ce vreau să spun pe final, că pot să devin un exemplu și să ne dăm seama toți că suntem în trafic zilnic, cum a spus și colegul, și suntem în acest calvar rutier zilnic. Noi ieșim din casă, ieșim ca pe un platou sau pe un teren de luptă și nu știm dacă ne întoarcem înapoi acasă. Cauza accidentele rutiere, traficul intens, mașini vechi, incompetență la trafic și, din păcate, cei care trebuie să ne ghideze în trafic, rar și-o fac asta. Ai să devii un exemplu și găsește ceva pozitiv din această problemă și să treci mai ușor. Mulțumesc! Aici încheiem liniște și facere de restul despre ce vreau să vă rog.